rezist acolo. Nu mai poate. Nu am cum să stai nevinovat în pușcărie. Adevărații coptași stau în libertate. Se gândește mereu să se omoare. Acuzații șocante. Liliana simte că se sufocă de când soțul ei a fost aruncat în pușcărie. Soțul meu este acuzat că a furat 7.000 de euro și 5.000 de lei. El nu a fost acolo la furtul respectiv. Am martori, am acte doveditoare. Drama bărbatului care a fost luat de lângă fiica lui de numai 6 luni, pe nedrept, după cum acuză mama, e revoltătoare. De aproape 5 luni este în pușcărie pentru o faptă pe care susține că n-ar fi comis-o. Este acuzația extrem de gravă a unei femei al cărei soț a fost arestat. Mai mult, tânăra nevastă susține că ar avea și probe la acuzațiile pe care le face. Dramatic este și faptul că acum soția a rămas acasă cu un copilaj de doar 11 luni, care n-a apucat prea bine să-și cunoască tatăl. Mai mult însă voi discuta cu invitații mei din această seară, doamna avocat Beatrice Comăniceanu. Bine ai revenit! Bună seara, Sorin Ovidiu Bălan! Sărămâna, bună seara! Iar acum voi invita alături de noi pe cele care fac aceste acuzații. Vorbesc despre Liliana Nenică, soția celui care este în închisoare, dar și pe Cati Frăsilă, pe cumnata ei, adică pe sora celui acuzat pe nedrept, spun doamnele. Așa că le invit aici, în platou. Te rog, nu mă întreba de ce îmi ascult lacrimile, dar câteodată se întâmplă. Bună ziua, vă rog să luați loc. Bună ziua. Dumneavoastră sunteți sora. Sunteți sora și dumneavoastră sunteți soția, da? Liliana și Cati, îmi dați voie să vă spun așa, da? Da, da. Niște doamne foarte frumoase, foarte aranjate, dar din păcate ați venit la București nu ca să... Nu cu bucurie, cu nu necaz. Nu cu bucurie, ci cu un necaz. Ce s-a întâmplat? Soțul meu a intrat nevinovat în pușcărie. S-a făcut o eroare judiciară gravă, îmi asum ceea ce vorbesc. Am acte doveditoare. Câți ani a primit? 3 ani. 3 ani. Și aveți, aveți un copil de 11 luni și el de câte luni este în închisoare? Aproape 5 luni. Deci a plecat și v-a lăsat cu un bebeluș care nici înțărcat nu era. Ce s-a întâmplat? Cum a ajuns acolo? Vă cred dacă sunteți, și vă cred că sunteți într-un moment foarte greu și emoționată. Nu, degeaba am ajuns aici. Vă cred. Veniți. Vreau să-i dovedesc nevinovăție. De la Pașcani. De la Pașcani veniți. De departe. De departe. El a fost acuzat pentru furt calificat. Ceea ce nu a făcut, nu a fost cu, nu s-a comis. A fost singur sau împreună cu alte persoane? El nu a fost. S-a presupus că a fost. Că este făcut un rechizitoriu. Da, rechizitoriu scrie. Am rechizitoriu în dosar. Da. Împreună cu alte 4 persoane. Pe data de 20 septembrie 2014. Părțile vătămate, Stavdiuc, pot să spun numele? Da, dar e mai puțin relevant. Pe mine mă interesează povestea soțului dumneavoastră. Știți ce rugăminte am la dumneavoastră? Dacă puteți să stați un pic îndreptată spre noi, pentru că cei de acasă nu o să vă vadă fața, vă văd doar părul și e păcat să nu... Așa, a fost acuzat pentru un furt ce nu l-a comis pe data de 20 septembrie 2014. A zis că a fost cu alte 3 persoane. Adică cum ce s-a întâmplat? Spuneți-ne cum știți dumneavoastră că s-a întâmplat? Cum v-a povestit soțul? Cum au stat faptele? Nu, cum am văzut din dosar. Și cum ați văzut? Eu vă zic, eu vă întreb dumneavoastră varianta dumneavoastră, nu varianta instanței, că e clar că instanța l-a găsit vinovat. Cum au stat faptele de fapt? Realitatea, care a fost? Realitatea, în 2015, în noiembrie, a primit o citație pentru gura humorului. Așa. Ca să dea o declarație. A dat declarația cu în prezența unui avocat. Dar pentru ce? De ce le-a acuzat că a furat ce? Împreună cu el alți 3. Soțul meu a furat. A fost acuzat că a furat 7.000 de euro și 5.000 de lei. De la cine? De la 2 bătrâni. Femeie deci și bărbat în casă învârșit. Sau cum? În ce împrejurări a furat? În ce asta împrejurări? Cu motivul vânzării unor mărfuri textile. Stai că n-am înțeles. Deci, soțul dumneavoastră împreună cu alți 3 împreună vindeau, cu alți 3 băieți vindeau mărfuri textile și le-a furat lor a 7.000 de euro. Deci s-ar fi presupus că fratele... Nu, doamnă, dar spuneți-ne ce s-a întâmplat, că presupunem după aceea. Deci omul este în pușcărie că a acuzat că a furat 7.000 de euro. Da. În ce împrejurări? Spun părțile vătămate spune că la poartă a oprit un autoturism împreună cu 4 indivizi.
Între care a coborât, da, între care a fost și soțul meu, zic ei. L-a întrebat pe, a coborât doi dintre ei la părțile vătămate, de la acest bătrân, la acest bătrân, da, da, la martor și la partea vătămată bătrânul. Acasă. Bun. I-a întrebat dacă nu are bilete de vânzare, de tren, de călătorie. Tichete din astea de tren pentru pensionari. Uh-huh. Da, pentru pensionari. Uh-huh. Iar bătrânul s-a oferit că are el. Stați un pic, ne-a zis un bătrân și un martor. Adică nu era bătrânul cu soția? Sau erau doi bătrâni? Doi bătrâni, partea vătămată și martorul. Am înțeles. Deci martorul era împreună cu partea vătămată, tot un bătrân. Au ieșit la poartă împreună? Era în vizită la ăla? Da, da, da. Erau la poartă la bancă. Am înțeles. Iar partea vătămată s-a oferit el că are bilete de călătorie. Doi dintre ei s-au dus oferit, că n-a sărit în fața mașinii. Nu, a zis că am eu. Cei patru au oprit în dreptul lor, au coborât doi. Da, Sorine, dar lasă un pic, să, că îți dai seama. Doamnele, sunt prima oară. Vă scuzați că am și emoții. Tocmai de-aia vreau să lămurim. De televiziune. Tocmai de-aia vreau să lămurim firul. Extrem de afectate emoțional de poveste. Din cauza emoțiilor, nici nu pot să explic. De la atâta drum și oboseală, un pic de răbdare. Așa, deci s-au dus la poartă la acest bătrân și au întrebat: nene, ai matale niște tichete de tren de astea de pensionari? Da. Dă-le încoace că-ți dăm bani pe ele. Da. Și? În schimbă urban. Da, vă dăm noi bani pe cupoanele astea de pensie, de călătorie, CFR, nu știu cum se cheamă. Bun. Și ce a făcut domnul? S-a dus în casă să le aducă, presupun. Da, s-a și? Dus și s-a consultat cu soția. Da. Soția dumnealui fiind în grădină, a chemat-o și a zis ca să aducă din casă biletele de călătorie. Uh-huh. Femeia a adus două bilete. Ei ce spun, că soțul meu s-a oferit. I-a oferit o bancnotă de 200 de lei. Deci unul dintre cei doi care a coborât și a întrebat, da, de bilete era meu. Unul dintre ei era soțul meu. Așa. Da. I-a întins fisa de 200 de lei, în schimbul la două tichete de călătorie. Cât trebuiau să valoreze tichetele? 100 de lei, 50 de lei. 50 de lei tichetul. Tichetul, și da. Și ei trebuiau să-i dea înapoi rest soțului 100 de lei. Da? Da. Și? Cu motivul ca să vadă de unde scoate banii. Păi s-au dus după el în casă să vadă unde țin banii bătrânii? Femeia spune că după aceea a intrat în casă. Ea lăsând banii pe pat. Plicul cu 7.000 de euro și 5.000 de lei. Așa. Și cum s-a întâmplat? Femeia s-a dus în casă, a scos plicul cu bani, da, a adus 100 de lei, a adus la poartă și cine a intrat în urma ei să ia plicul? A zis că a intrat în urma ei ca să vadă de unde a scos banii. Cine? Soțul? Da. Păi stați un pic. Bărbatul nu era la poartă împreună cu un alt martor? Ce cu căuta celălalt să care intre? A intrat. A intrat doi în curte. Soțul meu, într-un fel, s-a ocupat tot de am înțeles. Femeie. Ce căuta în curte? Că dacă aștepta să-i aducă femeia... Păi a intrat cu partea vătămată, cu bărbatul, cu bătrânul. A intrat cu în el curte. În casă? Bătrânul i-a invitat, hai cu mine că vă da, merg să... Și-au intrat în curte, da. Bătrânul a chemat-o pe femeie, da, din grădină, da, ca să aducă din casă. Da. Și ei cum au aflat că țineau un plic în casă? Au intrat odată cu ei? Nu, doar un soțul, presupune că soțul. Se presupune că doar soțul a intrat cu da, ei. Da, celălalt ținându-l de vorbă. Bani. A, și celălalt a ținut de vorbă și el a luat banii din spate. Dar cum de știau ei la ce poartă să oprească? Pentru că la poarta aia familia avea 7.000 de euro. I-a văzut în stradă, pe ei amândoi, partea da. Vătămată și martorul. Da. Și a întrebat la ghici. Că este un autodenunț care este făcut. Vreau să vă spun că în satele românești țăranii nu prea au obicei să, mai ales bătrânii, să aibă 7.000 de euro în casă. Cum s-a întâmplat fix la poartă? De unde aveau ăștia 7.000 de euro? Cum ei zic că mai aveau copii în străinătate, în vânzarea animalelor. Deci la pont. Deci s-au dus la pont, ziceți voi? Înțelegem. Dacă s-a dus, pentru că Lili spune că soțul ei nu a fost acolo. Și de fapt, unde era soțul tău în ziua în care, iată, poliția spune că el se aflase la poarta bătrânului? Soțul meu în ziua respectivă, el a fost la un parastas, la un văr de-a lui. Care... Și era în aceeași localitate sau unde era parastasul? Nu, în Pașcani.
Și acest furt, presupus furt, unde s-a întâmplat? În Mânzănăiești, comuna Drăgoiești, județul Suceava. Și ce distanță e între Pașcan și Mânzănăiești? 78 de km, 80. Lungă distanță. Păi și nu se poate verifica se dacă poate ei erau... Se poate foarte simplu, eu altceva vreau foarte să întreb... simplu, la ce oră i-au tâlhărit pe ăștia și la parastas de obicei vine lume. Și pe... Vine multă. Da. Și pe vezi la ce oră a avut parastasul și să-i întreb pe aia. Mai ales că pe urmărirea penală, eu cred că ar fi fost esențial să fie audiați și persoanele care au participat la parastas și pot confirma faptul că soțul dumneavoastră nu s-a aflat adică în altă parte. Adică să-i confirme alibiul. Da. Pentru că noi acum degeaba vorbim că, din ce înțeleg, el a fost condamnat pe ambele căi de atac, da? Și în fond și în apel, da? A luat 3 ani, că deja el execută pedeapsa, da? Este definitivă. Da, executare, da. Dar aceste lucruri nu au putut fi dovedite pe urmărirea penală în momentul până să fie trimis în judecată? Alibiul domnului, că nu era... Păi, tocmai asta vreau să spun. Permiteți să vorbesc da, eu? Da, sigur că da. Deci, fratele meu, simțindu-se nevinovat... Vorbim sincer, acum nici nu s-a implicat să-și facă apărarea corectă din urmărirea foarte penală. Rău. Foarte rău, foarte așa rău este. Nu se simțea vinovat. Da, dar în momentul în care primești simplă... o citație da, în calitate nu... de ce a fost da, la început. E un suspect. Lucru simplu, da. Adică, domnule, n-am călcat acolo, dacă eram nu mă simt la parastat. Am mers cu un simplu avocat, a dat o declarație că nu a fost, că de fapt nu a fost. În decursul acelui așa s-a trezit cu un rechizitoriu acasă și a urmat instanțele de fond. În acea declarație a spus că a fost la parastas? A spus normal că nu a fost, pentru că nu a fost. Nu că nu a fost, a fost că a fost la parastas. Normal că a spus, da. N-a indicat nici niște persoane care ar fi trebuit să fie audiate? A avut un martor așa care a spus clar că a fost acolo. Păi nu, stați un pic, la parastas trebuia să aibă popa, dascălu și încă 100 de persoane. Noi luându-ne după avocat că e destul unul. Dar un singur martor. N-am avut apărarea cum trebuie. Și instanța, dacă n-ar avea nicio probă, doar în baza unor martori de la poartă... Nu cred că instanța, acum nu vreau să fiu răutăcioasă față de dumneavoastră, pentru că în momentul în care se dă o sentință și cu executare, da, sunt niște probe în acel dosar, probe care provin din urmărirea penală da, și care conturează și punctul de vedere al judecătorului, cât și al parchetului. Important într-un astfel de dosar sunt, de exemplu, și declarațiile celorlalți 3 participanți care au fost la această faptă. Ei ce au declarat inculpații ceilalți despre soțul dumneavoastră? La poliție pentru prima dată că nu au fost. Că nu au fost. Și nu au fost. Și și-a menținut aceste declarații ei și le-au menținut și pe partea de urmărire? De instanță, când au fost audiați? Ceilalți da? Doi, că aici în dosarul ăsta sunt 2 vinovați și 2 nevinovați. Așa. Ceilalți 2 nevinovați și-au menținut declarație de la început până la sfârșit, precum că nu a fost și nu știu nimic, iar ceilalți 2 și-au schimbat declarație pe parcurs, tot și în continuu până la curtea de apel. Într-un final, pe cauza de fond, da, fratele meu a avut parte de o surpriză neplăcută. În ce sens? În ce sens? Ești implicat într-un dosar cu încă 3 băieți, tu de fapt nu ești, dai declarație că nu ești pentru că n-ai fost acolo, îi întreb și pe ei dacă au fost, îți spun că nu au fost și la un moment dat, la cauza de fond, te trezești cu o veste bombă că stai, domnule, că eu am fost și le-am luat. Mă înțelegeți? Ei, nu am cunoscut din prima. O chestiune e foarte importantă. Soțul dumneavoastră este, era recidivist? Avea cazier. A greșit pentru în ce? Trecut, pentru furt. Am înțeles. Da. Atunci era tânăr, cu mintea nori. Da, nu s-au ridicat la cercetare, nu s-au ridicat amprente din casa lor. Să vă spun, că nu prea ați înțeles, din cauza emoțiilor, n-am nu scuzați. Înțeles, persoana vătămată, doamna asta în vârstă, care au fost furați acești bani, susține clar că planșa numărul 2, fratele meu, i-ar fi dat acea bagnotă de 200 de lei să-i dea rest 100 de lei înapoi. Susține clar că l-a văzut, stătea lângă perete, scrie clar în dosar, l-a văzut, că era în spatele ei în momentul când a scos banii, plicul cu bani, și susține clar că planșa numărul 2 i-a dat acea bacnotă în mână să-i dea rest. Iar după ce s-au luat de acolo amprente, probe, de pe bancnotă, sunt da? Negative. Nu, nu ce? Adică n-au ieșit amprentele soțului. Da, sunt corecte.